am discutat îndelung despre PNRR și chiar am salutat decizia primului ministru Câțu, după ce s-a întors de la Bruxelles, de a prezenta Programul Național de Redresare și Reziliență în Parlamentul României și de a avea o discuție aplicată cu opoziția, respectiv cu Partidul Social Democrat. Credem că este cel mai bun lucru faptul că primul ministru al României a ajuns la concluzia că nu este un plan național de redresare și reziliență al guvernului sau al unei coaliții, este Planul Național de Redresare și Reziliență al României. În primul rând, să ne spuneți dacă v-a contactat domnul premier de ieri până astăzi, când a făcut anunțul că v-a... Am avut o discuție telefonică cu primul ministru, să ne facem săptămâna viitoare să avem o întâlnire, să stabilim principiile și mecanismele cele mai bune pentru abordarea Planului Național de Redresare și Reziliență. A spus premierul că va veni și cu acest plan în Parlament să-l prezinte? Nu am avut, dar cred că decizia luată la Bruxelles, împreună cu comisarii europeni și președinta Comisiei, a fost ca acest plan să fie prezentat în Parlamentul României. În toată Europa, Planul Național de Redresare și Reziliență a fost prezentat în Parlament. Am avut, v-am răspuns. Am avut o discuție telefonică cu primul... Cine a inițiat apelul? Asta primul ministru al României. În acest context... Era și greu să sun eu. Totuși, noi suntem în opoziție. Nu vrem să deranjăm primul ministru. În acest context, Partidul Social Democrat mai ia în calcul să facă grevă parlamentară? Am specificat foarte clar că vom intra în grevă parlamentară dacă Planul Național de Redresare și Reziliență nu va fi prezentat până când va fi înaintat Comisiei Europene în Parlament. După cum bine știm, acest plan încă nu este definitivat. Chiar o să-i propun primului ministru să-i punem la dispoziție toți specialiștii Partidului Social Democrat de care are nevoie ca acest plan să fie definitivat cât mai repede. Mai aveți? Referitor la proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, care ar fi propunerile dumneavoastră? În primul rând trebuie să discutăm despre transparență, despre mecanism, un mecanism astfel încât autoritățile locale să aibă acces la acest Plan Național de Redresare și Reziliență corect și, nu în ultimul rând, punctual despre autostrada Moldovei. Este cazul ca să spargem această barieră între Moldova și Ardeal, să existe o autostradă.